România se află în emisfera nordică, în Europa, la jumătatea distanței dintre ecuator și polul nord. Datorită acestui fapt, România are climă temperată, fiind situată în zona temperată, contur verde pe această hartă. La nivelul continentului, țara noastră este situată la distanțe aproximativ egale de punctele extreme ale Europei, spre vest, nord și est, fiind mai aproape de punctul extrem sudic al continentului. Prin urmare, în România, climatul temperat este unul de tranziție între cel temperat continental, specific Europei estice, și cel temperat oceanic, specific Europei vestice, cu influențe mediteraneene și subpolare. Țara noastră se află la zona de întrepătrundere a pădurilor de foioase și amestec, specifice Europei vestice și centrale, cu zona de stepă specifică părții estice a continentului. Vecinii României sunt Ucraina în partea nordică și pe o porțiune mică în partea estică, Bulgaria în partea sudică, Serbia în sud-vest, Ungaria în nord-vest, în timp ce în sud-est țara noastră are ieșire la Marea Neagră. Punctele extreme ale țării noastre sunt Beba Veche în partea vestică, Horodiștea în partea nordică, Sulina în est și Zimnicea în sud. Vă propun rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Utilizând Google Hărți sau un alt program cu GPS, aflați distanța pe șosea între locul în care vă aflați și capitalele țărilor vecine. Spre exemplu, eu am aflat cu ajutorul Google Hărți că cea mai scurtă rută pe șosea dintre București și Chișinău, capitala Republicii Moldova, are 438 de kilometri. Vă doresc succes în rezolvarea acestei sarcini de lucru!